Pregătim salată de fasole verde cu ardei copți. Modalitatea de coacere a ardeilor o vedeți pe canalul nostru în rețeta de ardei copți. Avem fasole pe care am fiert-o în apă crocotită cu sare timp de 20 de minute. Deci când fierbe apa cu sare, introduceți fasolea și lăsați pentru 15-20 de minute. Ea nu trebuie să fie foarte fiartă, trebuie să fie și un pic crocantă. Deci cam 500 de grame de fasole verde, 3-4 ardei copți, frunze de pătrunjel, să zicem o jumătate de legătură și mușdei de usturoi, depinde cât de tare vă place. Eu voi folosi vreo 6 căței de usturoi. Pregătiți mușdeiul așa cum vă place. Voi freca usturoiul pe care l-am pisat mai înainte cu sare. Dacă aveți un usturoi care este foarte uscat, adăugați puțină apă. Îl puneți și puțin ulei de măsline. Adăugăm și puțin oțet de vișine. Tăiem ardeiul copt. Așa, ca niște cubulețe. Voi tăia și câteva felii de ardei iute. Dacă nu vă place salata picantă, nu puneți ardei iute. Adăugăm frunze de pătrunjel verde. Vom pune ulei de măsline. Usturoi. Mai adăugăm puțin oțet. Amestecăm toate ingredientele și salata este gata. O puteți servi alături de fripturi la grătar, simplă, cu semințe, picantă sau normală, așa cum vă place.